S-a întâmplat ceva de oftezi, iubita? Auzi, Serghei, știi la ce mă gândeam eu? La ce? Mă gândeam la peretele ăla din sufragerie, că mă cam deranjează. Cum te deranjează un perete pe tine? Fluieră după tine pe stradă, ți-o zis că ți-o crescut fundul. Cum te deranjează un perete? Nu, măi, mi s-a pus pata pe el. Că vreau să-i schimb culoarea. S-a pus pata pe el și vrei să-i dai altă pată de culoare sau cum? De fapt, mi s-au pus mai multe pete. Băi, eu am crezut că mi-au luat iubite, nu dalmațian. Hai, te rog frumos, n-am chef acum să începe iar discuția cu vopsitul pereților. Era vorba că îl facem la renovare și când o fi. Iar te schimbi? Da, măi, Serghei, da. Știi ce frumos ar merge un perete roșu sau verde? A, nu, sau roz. A, sau galben în stil de Duni. Duni, doamne, într-un loc unde femeia asta poate să te liniștită cu culorile ei cu toate. Manisea, dar n-am vorbit că o să schimbăm la renovare. Acum ai tu timp și bani să chemi 7 meșteri sau 10 oameni. Hai, te rog frumos, nici n-am chef să încep subiectul ăsta. Of, dar vreau altă culoare pe perete. Și eu vreau altă femeie, dar na, m-am blocat cu tine. Păi nu știu alta în fiecare zi? Da, da. Una mai normală la cap, dacă se poate. Las că văd eu cum fac. Anisia, deci te rog eu frumos, promitim că nu mă trezesc cu tine într-o zi când vin de la muncă și sunt 10 oameni pe aici prin casă care mi-au transformat casa în zonă de război. Promit că nu o să se întâmple. N-ai să găsești 10 meșteri. Promit, pe cuvântul meu, al unii singuri persoane. Da? Ce faci, mai? Uite ce să fac, puțină curățenie. Curățenie? Da. Tu? Aoleu, să nu spui că vine iar mătate pe la noi în vizită. A, nu, m-am apucat să fac puțină curățenie pe aici, nu mare lucru. Da, în fine. Auzi, vine vreo 20 minute acasă, este ceva de mâncare? Poate vrei să zici că vrei să faci tu ceva de mâncare, bosule. Ei, atunci las că comandăm noi ceva. Hai, vedem, hai, ne vedem acasă. Mamă, ce foame am! Ce-ai făcut aici, mă? Poate vrei să zici, măi maestre, cap de tavancești. Ia uite ce culoare frumoasă am pus pe pereți, nu-ți place? Frica să ar fi gelos. Dar ce am vorbit noi, mă, femei? Nu era vorba că nu-mi faci dezastru în casă și că nu-mi chem 10 oameni să vorbesc cu peretii? Păi, vezi tu 10 oameni în jur? De ce să chem toată orchestra când ai un singur dirijor? După gusturile tale muzicale și față, aș spune dirijador? Hai, lasă vrăgeala. Un dirijor și o vopsea decorativă de la Magic Effect. S-a plecat singură, nu-ți trebuie 10 meșteri în casă, nu trebuie să faci dezastru. Și uite, de când m-ai sunat, eu am reușit să dau un perete. Singură. Da, mâine pui mâine, nu mai ai nevoie nici de bărbat, că ai strezi vopsea singură. Să știi că aici nu-i de la vopsea. Bă, adevărul că arată bine. Îți place? Super! Să știi că am comandat și pentru dormitor. În discuții. Nu vrei să o aduci și pe mama în vizită? Dar de ce mai avem de vopsit vreun perete și n-are cine să ne ajute? A, nu, m-am apucat să fac puțin curățenie pe aici. Ui! Pe bune, pe bune!